urechile. Poftim? Mi s-au înfundat urechile. De la muzică? Da. Eu ți-am zis că plozii... Cine zice că la petreceri plozii stau acasă? Ia spune, cine zice asta? Unde este gumă bubble? O, bine, zice Diana Budeanu, că plozii trebuie să stea acasă când părinții merg la petrecere. Dar Diana Budeanu nu zice cuvântul ăsta copii, cum zice ea? Plozii n-are ce să caute la nuntă. Fuge prin farfurii, îi împiedică pe oameni. Și ce mai zice Diana Budeanu, mai știi ceva de la ea? Nu. Nu, hai că zice, te duc acasă. Am văzut pe telefon cu zis că când mergi la mormântare, înveți să vezi seria tale ca să nu te uiți în oglinda de la mormântare, că îți vezi fața de monstru. Doamne ferește. Așa am văzut pe telefon, să nu te uiți. Să nu-ți dai sacoul jos la petrecere. Asta mai zice Diana Budeanu. Cine e asta oare? Diana Budeanu? Diana Budeanu, tu noște, a furisitule. Dar zice bine oare sau zice numai să fie zis? Zice bine. Că plozii n-au ce căuta la? Petrecere, da. O, scățel. Cine m-a legat ca să fiu cățelul? Nu știu. Nu știu cine m-a pus pe mine să te duc cu mine la petrecere și acum să trebuiască să fac cu tine acasă. Că tu nu ai chef de petrecere, dar de ce n-ai mai vrut să stai aici la petrecere? Că m-a durut urechile, mi s-au înfundat. Ți s-au înfundat urechile? Da, unde mi-e telefonul? Oh, ai crezut că ți l-ai uitat la petrecere? Nu, dar l-am căutat aici. Spuneam unde e telefonul. O să-mi fie dor de tine. Mă. Mai glumesc cu tine, măi tata. Știi că te iubesc așa mult. Cât de mult mă iubești? Foarte mult, nu știi? Da, da. Măi băiatule.